O echipă mixtă de oameni de știință din Suedia și din Ungaria cred că au reușit să rezolve misterul din jurul nasului rece al câinilor. Cercetătorii au analizat 3 câini care erau capabili să detecteze sursele foarte slabe de căldură cu ajutorul nasurilor lor. Acest fenomen nu are legătură cu reglarea temperaturii corpului, așa cum s-a crezut mult timp, nasurile lor fiind de fapt detectoare ultrasensibile de căldură. Oamenii de știință din Suedia și Ungaria au descoperit că atunci când temperatura ambientală este de 30 de grade Celsius, rinariumul, vârful umed al nasului câinilor, avea o temperatură de 5 grade Celsius. Dacă temperatura exterioară era de 0 grade Celsius, nasul câinelui avea o temperatură de circa 8 grade Celsius. La o temperatură ambientală de circa 15 grade Celsius, cei doi factori erau egali. O asemenea diferență sugerează că această parte a nasului servește ca funcție senzorială, putând detecta sursele foarte slabe de căldură, precum animalele de mici dimensiuni, de la o distanță de 1,5 metri. Cercetătorii au precizat că toți stimulii de căldură radiantă folosiți în axe primente au fost prea slabi pentru a fi simțiți de către mâinile oamenilor, chiar și de la distanțe scurte. A trebuit să atingem suprafețele pentru a simți căldura, au precizat ei.